Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit, bine v-am regăsit la Mind Architect, powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine, Paul Olteanu. Salutare, Paul! Salutare, dragul meu, salutare, prieteni! Paul este trainer în comunicare și realizatorul celui mai ascultat podcast din România, MindArchitect.ro, care ne învață cum să facem legăturile dintre noi, legăturile emoționale, un pic mai bune și mai plăcute. Hai și, dacă vreți să zic așa foarte simplu, ne învață uneori să nu ne certăm. În sezonul acesta, oameni buni, punem la încercare învățături zicale românești energie și înțelepciune distilate în vorbe care vin în încoace de zeci sau sute de ani. Unele mai sunt bune, altele nu mai sunt bune, dar noi învățăm de la ele să progresăm sau uneori aplaudăm faptul că... Cum făceam dinușilor. deja, da. exact. Cum e cea cu învățătura. Deci românilor chiar le merge bine cu învățătura, să știți, adică am avut vorbe minunate. Cele de astăzi însă, cum or fi? V-am promis, știu că v-am promis, celebrul nu face ce face popa, fă ce zice popa, dar înainte, dă voie, Paul Olteanu, să te provoc cu Ia. ceva ce sună foarte simplu așa și, ok, îi pare o zicătoare zen de asta, budistă, știi? Adică, fă bine și așteaptă răul. Ei? Bun. Asta, cu așteptările, noi am dedicat un un episod de mi-aduc eu aminte în sezonul 1, am vorbit despre cât, cât ne ajută și cât ne încurcă așteptările. Asta e una pe care eu o trăiesc la persoana întâi și, uite, mai pun una lângă, rezonez tare cu ea și după aia explicăm un pic și de ce au fundament. Pesimiștii nu pot fi niciodată dezamăgiți, merge destul okay. de da. bine mână-mână cu asta. Uh, fă bine și așteaptă rău. La ce se referă asta? Se referă la faptul că e util să mergi într-o direcție în care îți dorești să ajungi și să faci fiecare pas cât poți tu de bine, doar că dacă aștepți potențiale piedici, impactul lor când apar pentru că au fost prevăzute e mult mai mic. Okay. Sunt niște cercetări fascinante, super interesante, care arată că uh, oamenii, inclusiv când experimentau șocuri electrice în condiții de laborator, dacă erau anunțați cu câteva secunde înainte că urmează să trăiască șocul, nivelul de hormon de stres, în cazul ăsta de cortizol, care se mobiliza în sistemul lor nervos, era mai mic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru noi, când anticipăm că poate să iasă prost, dacă nu e de natură să ne blocheze... Efortul de a ne apuca, deci dacă dacă nu mi se pare, băi, atât de nasol, să pot întâmpla atâtea chestii nasoale că mai bine nu mă apuc, a anticipa niște potențiale piedici și totuși a te apuca să mergi la drum, când și dacă piedicile apar, impactul lor va fi mai mic. Și mai uh, supralicitez aici, mai merg și în direcția asta cu pesimiștii, nu pot fi dezamăgiți. Eu, de pildă, cum o trăiesc pe asta e că în momentul în care mă apuc de ceva, acum, de pildă, considerăm să cumpărăm un apartament. În momentul în care mă apuc de negociere, eu plec de la prezumția că nu o să pot să scad la preț și dacă pot să trăiesc cu cel mai urât scenariu, orice lucru care mi iese o să mobilizeze în creierul meu dopamină, o să-mi dea motiva motivație și satisfacție dacă plec la drum sperând pentru cel mai bun scenariu și așteptând cel mai bun scenariu și pe nu trăiesc, ce o să împopuleze sistemul nervosul să fie cortizol. Acum, o să trăiesc din stres. Din experiența mea de uh, cumpărător de apartament, Așa, până am. la urmă se scade. Adică prețurile sunt trecute pentru negociere. Uh, puține Așa am, am descoperit au, și noi. Puține da, situații în care să se negocieze în sus... Deși odată la reparațiile unui apartament, mi s-a întâmplat și lucrul acesta. Poate ar fi bine să vorbim cândva despre arta negocierii. negocierii. Da, zic, bine. pentru că poate ar trebui să stăpânim uh, uh, și lucrurile astea. Și apropo de ce spuneai, să știi că există o frază, măcar în fotbalul românesc, de-aia cred că s-a așa, așa, care îi uh, fă bine și așteaptă rău, sau cea cu pesimiștii, este rostită de Emery Henei la un moment dat în anii 90 și spunea eu nu-mi fac iluzii ca să n-am deziluzii. Foarte frumos. Foarte bun. Foarte și, frumos. Da. De ani de zile e luată în fotbalul românesc unde cine se uită, cine are microbul ăsta, chiar nu-și mai face niciun fel de iluzii. Iluzii ca să n-ai deziluzii. <laughs> exact. Iată. Iluzii oricum avem, să știi. Adică, chiar și fără iluziile astea. Încheiem paranteza. Uh, astăzi vă promisesem și o altă. Uh, frază. Vedeta. Da, e vedeta zile și de multe ori se zice, e și o atitudine socială aici, de-a devenit proverb, dar trebuie explicată. Îi zice așa, nu face ce face popa, fă ce zice popa nu adică mm -hmm. cu referire la cele 10 porunci. Pe care de pildă. Aici pastaj de o complet, pentru că încă de când ne naștem, noi învățăm extrem de mult mimetic în traducere asta înseamnă că învățăm din cum se poartă, cum reacționează cei din jurul nostru când suntem copii și acolo are loc și cea mai profundă formă de învățare că nu degeaba spunem noi copi copilăria contează disproporționat de greu în structurarea noastră interioară și personalitate și valorică și din punct de vedere al evoluției arhitecturii este de personalitate și așa mai departe și atunci în momentul în care ne bazăm pe faptul că îi spunem copilului tată fi un fi, fi blând, nu ridica tonul dar eu părinte cu prima ocazie când mă enervez țip Dragilor, la nivel biologic, copilul o să învețe infinit mai mult din ce vede la mine decât din ce i-am spus, iar asta nu e o chestie negociabilă. E un mod în care învățarea are loc la vârste fragede. În adultețe, e exact la fel, în continuare învățăm mai mult prin repetiție și asociere, fie cu plăcere, fie cu durere, forma asta de învățare foarte primitivă și brută, diferența e că în viața adultă avem și capacitatea de a învăța abstract. Citesc o carte și extrag eu idei de acolo, nu mai trebuie să o trăiesc la primă mână. Așa că invitația la a face ce zice popa, nu ce face popa, mai ales dacă popa e o figură de autoritate în comunitatea respectivă și popa e o metaforă pentru părinte, șef, profesor, în general oameni pe care îi respectăm, la nivel uh, psihologic nu stă în picioare. Noi, în orice zi a existenței noastre, vom învăța mult mai profund și pe mai lungă durată din cum se poartă cei din jurul nostru, cu noi sau între ei, decât din cum vorbesc strict. Dacă eu, de pildă, trăiesc într-o familie în care sunt invitat să fac mișcare, dar părinții mei nu se mișcă decât de la bucătărie la televizor și înapoi, probabilitatea ca eu să ajung să am o valoare pentru sănătate sau pentru uh, activitate fizică e foarte mică. Aha. Și atunci, pa, ăsta e andabilă neagră capitală. N-aș spune că ar merita perpetuată. Am înțeles. Uh, bun, dar uh, cum să zic, cumva ea va rămâne, indiferent de bila pe care o noi, Ea exact. va rămâne și eu îți mulțumesc pentru explicația asta care o scoate din zona uh, strictă sensu. Pentru că, de fapt, așa o percepi. Prima dată, sau așa am perceput-o eu, poate greșeala mea, cu referire și... la o categorie profesională. E, e acum gândirea asta, m-aș gândi la ea ca la popă, ca figură de autoritate în general. E omul cu autoritatea morală, e omul cu autoritatea spirituală, e omul care are mai multă competență decât am eu. Ori, în general, în momentul în care respectăm pe cineva, avem o tendință foarte puternică să copiem comportamentele și manierismele omului respectiv, mult mai puțin cuvintele. Uite, ăsta e și motivul pentru care oamenii sunt dispuși să investească o grămadă de bani în obiecte doar pentru că sunt ale unor celebrități. E cea mai bună dovadă. Avem înclinația asta să prețuim inclusiv artefacte, obiecte deținute de persoane cu autoritate. Și atunci. Știi, era și curentul ăsta când s-au promovat țigările foarte mult, când în toate filmele americane, în toate scenele, actorii fumau. Așa a bubuit, dacă te uiți efectiv a. la consumul de tutun, în momentul în care au fost puse în gura popilor, metaforic vorbind, a oamenilor cu putere, cu respect, cu statut, au început să fie uh, utilizate de o grămadă de oameni, chit că în film nu ți se spunea fumează și tu că o să-ți bine. E și o veste bună aici, la fel s-a întâmplat cu centurile de siguranță. Iată. Adică în filmele americane toată lumea își pune centura de, de siguranță. Uh, în fine, cred că mai avem un minut. Mai este o frază drăguță, cunoscută. Cine se frige cu ciorbă, suflă și în iaurt care cred că este grăitoare pentru uh, faptul că în momentul în care ți-o iei devii hipervigilent, în momentul mhm. în care trăiești ceva care te doare devii suspicios și vigilent, și fratele sau uh, cum să zic, copilul acestei expresii, fătul expresiei astea, este nare are sens să ieși la vot, că oricum să se schimbă nimic. Aha. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă m-am fript dată de două ori, de trei ori, nici nu mai cumpăr iaur, ce să mai suflu în el, că eu nu mă mai duc pur și simplu. E fundamentat în biologia noastră, noi suntem de trei ori mai predispuși la focus sau la cântării informația negativă mai puternic, deci când te frigi, cântărește mai tare decât când sorbi și nu te frigi, emoțional pentru noi, dar riscul la a merge și a legitimiza, cum să spun, a merge pe mâna expresiei este, este să ajungem foarte cinici și suspicioși. Să nu avem încredere unii în ceilalți, respectiv să plecăm de la prezumția foarte prezentă în România, de altfel, de vinovăție. Ca un om să ne câștige încrederea, trebuie să facă lucruri, noi nu dăm încredere și o revocăm dacă suntem dezamăgiți, mai degrabă plecăm dintr-un spațiu de neîncredere și dacă omul ăla, fie că e politician sau orice ar fi el, ne confirmă că am putea avea încredere în el, standardele noastre oricum ridicate, abia atunci o oferim. El este Paul Olteanu, îl auziți și îl citiți foarte des sau mult mai mult pe mindarchitect.ro, este cel mai ascultat podcast din România. La Europa FM ne găsiți pe site-ul nostru, în mod evident, cu podcastul în lumea Europa FM și pe YouTube, în mod foarte clar. Paul, îți mulțumesc tare mult, ne vedem săptămâna viitoare. Ce să zic, spor la treabă! Weekend excelent! Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.